2 Timotei, capitolul 3, vom citi versetul 1 și ne vom opri la cuvântul pe care îl vom studia în această seară. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom discuta despre acest cuvânt, nemulțumitori. Oamenii vremurilor din urmă vor fi nemulțumitori. Am studiat din Cuvântul lui Dumnezeu și ne-am dat seama că majoritatea semnelor vremurilor din urmă au, în ultima instanță, amprenta oamenilor. Aproape toate semnele, probabil singurul care poate fi judecat altfel, sunt catastrofele naturale, dar și în catastrofele naturale este mâna omului de foarte multe ori. Dacă luați toate semnele despre care vorbește Domnul Iisus Hristos ale sfârșitului, toate poartă în ele aportul omului corupt, omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel dă două liste, de fapt în toată literatura greacă din timpul acela, era un obicei să se creeze asemenea liste ale păcatelor vremii. Și mari filozofi din timpul acela au creat asemenea liste. Apostolul Pavel ne dă două. Una dintre ele este aici în 2 Timotei capitolul 3 și una este în Romani capitolul 1. Și Apostolul spune că vremurile grele din urmă vor fi datorită oamenilor care vor fi extrem de corupți. Și ne dă o listă și noi am zis că ar fi foarte bine să luăm fiecare dintre aceste caracteristici ale vremurilor din urmă, oamenilor din vremurilor din urmă, și să le studiem. Studiind aceste cuvinte, mi-am dat seama că ar fi fost cazul să fi făcut asta de mult în viața mea, pentru că noi luăm cuvintele din Scriptură, așa cum zice americanul, for granted, le luăm ca și când se cuvin, le știm, trecem mai departe și nu pătrundem în adâncimea, în semnificația profundă a cuvântului respectiv. Cuvântul în limba greacă este akaristoi. Oamenii lipsiți de gratitudine, de mulțumire, de apreciere pentru ceea ce au sau primesc, omul care nu mulțumește lui Dumnezeu sau semenilor săi, omul care se face că totul îi se cuvine. În dicționarul limbii române, nemulțumit înseamnă ingrat, nerecunoscător, răsculat, răzvrătit și cârtitor. Vedeți, de foarte multe ori nu asociem imediat cu omul nemulțumit pe răsculat, dar răsculatul este un nemulțumit care își exprimă în mod violent nemulțumirea. Cârtitorul, la fel, este un nemulțumit care vociferează nemulțumirea care o are. Vedeți ce înrudite sunt toate cuvintele acestea? Și în dicționarul românesc, așa cum spuneam, există această gamă foarte bogată a cuvântului de nemulțumit, omul nemulțumit. Este interesant că toate celelalte Biblii românești folosesc tot nemulțumitori, cu excepția lui Bartolomeu Anania, care în Biblia sa spune nerecunoscători, care de fapt este exact același lucru. Omul nerecunoscător este un nemulțumit care nu își exprimă gratitudinea sau mulțumirea. Vom vedea imediat că Primul Testament în limba română, cel de la Alba Iulia, de la Bălgrad, cum se spunea pe vremea aceea, 1650, folosește o traducere foarte, foarte diferită și traducerea aceea este neharnici, puturoși, oameni leneși. Și o să vedeți imediat ce se întâmplă, pentru că omul nemulțumit e leneș la lucru, ăla nu lucrează, îl atrage chiulul tot timpul. Să nu angajați din aia dacă aveți vreo firmă. Nemulțumiții nu lucrează. Cine sunt nemulțumiții? Sunt oamenii care cred că viața, lumea în general, toți ceilalți, le datorează lor totul.
Lumea trebuie să fie fericită că ei există. Nu? Toată lumea le este dator lor. De aceea, un asemenea individ, de exemplu, întotdeauna vine târziu. Și se supără. Cum îndrăznește, domnule, lumea asta care ar trebui să fie fericită că totuși am venit, nu? Și dacă am venit mai târziu? Nemulțumirea se exprime uneori într-un mod foarte bizar. Întârziatul permanent este un tip care spune, ei, voi ar trebui să fiți foarte fericiți că eu vin și dacă vin mai târziu, nu contează. Trebuie să fiți recunoscători pentru că eu sunt în viață, nu? Oamenii aceștia, cred că societatea ar trebui să fie bucuroasă că-i are, că sunt membrii ei, nu? Toată lumea le este datoare lor și ei nu datorează nimănui nimic. Este o atitudine îngrozitoare. Aceștia sunt cârtitori, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt cârtitori, nemulțumiți, umblând după poftele lor și aș vrea să privim în aceste momente un verset, versetul 16 din Iuda. Este foarte interesant versetul acesta. În Iuda 16, cred că am făcut o greșeală, nu? Este din un alt verset, este practic din Proverbe 18 cu 1, dar o să revenim acolo imediat. Versetul din Iuda spune așa, foarte simplu, despre oamenii nemulțumiți și spune următoarele cuvinte. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți, cârtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, deci se laudă, și slăvesc pe oameni pentru câștig. Ăștia fac complimente tot timpul, poate câștigă ceva, poate îl aleg undeva, îl pun mai în față. Este teribil atitudinea aceasta a nemulțumitului. El nu este mulțumit cu locul care îl are. De aceea flatează ca să ajungă mai în față. Și este nemulțumit de soarta lui, așa spune Sfânta Scriptură. Dar haideți să ne uităm și la cuvântul Domnului din 18 cu 1, care spune așa, asta este de fapt ediția Bibliei Regele Carol al II-lea, care mi s-a părut foarte interesantă, omul care stă deoparte, deci cel care nu se bagă, așa, caută să mulțumească patima lui, să satisfacă propriile lui dorințe și împotriva cărui sfat el se pornește. Împotriva oricărui sfat el se pornește. Deci el imediat sare la atac împotriva oricărui sfat care îi se dă. Cornilescu folosește un cuvânt foarte interesant. Zice așa, cel ursuz își caută plăcerea sa, este mânios împotriva oricărei înțelepciuni sănătoase. Omul ursuz. Ce înseamnă ursuz din dicționarul limbii române? Zice că ursuzul este omul care vădește în permanență nemulțumire, este cuprins de rea dispoziție, deci nu se simte prea bine, posomorât, posac, necomunicativ, neprietenos, acru, morocănos. Asta este definiția celui ursuz. De fapt, mulțumitul este un ursuz. Are o mutră acră. Lui nu-i place nimic ce se întâmplă în jurul lui. El are altă opinie despre tot ce se întâmplă. Nu? N-ați avut discuții cu ursuzi. E teribil. El întotdeauna are altă părere decât ceilalți din jur. Nu? E teribil să ai o discuție cu un ursuz. Noua traducere a lui Cornilescu spune, interesant, zice, cine se izolează, își caută propria plăcere. El se stă deoparte, se izolează de oameni și caută să mulțumească patima lui sau își caută propria lui plăcere, propria lui idee.
El se dezlănțuie împotriva oricărei înțelepciuni, spune această nouă traducere a limbii, în limba română, a Bibliei. Practic este omul nesociabil și permanent nemulțumit cu soarta lui. Aceasta este ursuzul de care vorbea Cornilescu în traducerea lui. Haideți să vedem ce spune, de fapt ăsta este versetul din Iuda, pe care am vrut să vi-l citesc înainte. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Nemulțumit cu soarta lui. El trebuie să fie în alt loc în care este. El trebuie să fie mult mai sus unde este el acum. Nu-l răsplătește societatea asta ingrată cu ceea ce îi se cuvine lui. Nu? Este acest om nemulțumit cu soarta lui. Omul nesociabil și permanent nemulțumit cu soarta pe care el o are. În Vechiul Testament sunt câteva versete care ilustrează perfect ideea aceasta. În primul rând este faptul că nemulțumirea este culmea. Nemulțumirea poate fi o virtute când suntem nemulțumiți de răul altuia. Îmi pare așa de rău și supărat că fratele Adi e mai bătrân ca mine cu câțiva ani. Okay? Asta este o virtute, Adi. Okay? Să fii nemulțumit de ceea ce crezi tu că e rău la alții, nu? Dar să știți că și mulțumirea poate să fie un păcat. Mulțumirea poate fi păcat când suntem mulțumiți de necazurile altora. No, bine, am auzit că au avut accident, dar era normal, bine, că Domnul are o bâtă și pentru necăjitul ăsta, nemernicul ăsta, nu? Ne bucurăm de răul altuia. Iată ce spunea Obadia 12, este un singur capitol, de aceea e 12, nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua peririi lor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Iată că ne putem exprima mulțumirile în mod greșit și păcătos. În Noul Testament este cuvântul acesta din Luca 6, versetul 35. Însă voi iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să năpăstuiți ceva, nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu oamenii ăștia nemulțumitori din jurul nostru. Pentru că dacă Dumnezeu ar pedepsi lumea nemulțumită din jurul nostru, ar fi vai și amar de lumea asta și de noi în ultima instanță, nu? Aș vrea să mergem mai departe și să discutăm câteva caracteristici ale oamenilor nemulțumiți. Numărul 1, trag de timp la lucru, lucrează mediocru. Omul nemulțumit nu e muncitor bun. El este cel neharnic, așa cum zicea Noul Testament de la Bălgrad, nemulțumitul care este neharnic, nu este harnic la lucru. Așteaptă mereu atenție, locuri mai în față, așteaptă recunoștința altora. Dacă eu știu să pomenesc niște nume într-un public, el așteaptă și numele lui să fie pus acolo la rând. Se spune despre un rege prusac că era atât de nemulțumit că nu-l băga lumea în seamă, că la botezul copiilor ar fi vrut să popa să-l numească și pe el. Și un comentator glumeț spunea că și la orice mormântare ar fi vrut să fie vorba despre el, știi, să vorbească popa despre el. Omul nemulțumit întotdeauna caută atenție, să fie băgat în seamă, nu?
Domnule, pe toată lumea a menționat, dar pe mine nu m-a menționat. Rodica știe că noi am avut o istorie când am construit o biserică. A venit cineva și a dat o sumă destul de mare de bani, dar m-a pus să jur că n-am să-i spun numele deloc. Și m-am ținut de cuvânt. I-am menționat pe toți aia care au dat bani pentru biserică, dar pe el nu. La sfârșit a venit furios la mine și mi-a zis, mă, eu nu trebuia să... Am jurat, am promis. Ce n-am crezut că ești așa de prost. Eu l-am luat în serios, nu? Dar el ar fi vrut ca, în ciuda promisiunilor mele, să nu mă țin de promisiune și să mă laud cu el, nu? Oamenii sunt foarte, foarte ciudați. Omul nemulțumit vrea atenție. Se așteaptă mereu la mai mult. El nu este dator nimănui cu nimic. Toată lumea îi datorează lui, nu? El se supără că nu l-ai salutat. El nu te salută de ani de zile, dar nu e o problemă. Dar tu odată ai trecut pe lângă el și nu l-ai salutat. E o problemă mare de tot. El este important, nu? Tu ești dator să saluți pe toată lumea, el nu. Se poartă ca și cum totul li se cuvine, acești oameni. Cred că totul li se cuvine lor și nu spun mulțumesc pentru nimic. Nu spun thank you sau mulțumesc pentru nimic. Unul dintre cuvintele așa de greu de învățat, mai ales pentru copiii noștri, este mulțumesc. Nu? Cum spui? Primea ceva de... Vineau musafirii, cum spui? Și îl luai bătaie dacă nu spuneai mulțumesc. Nu? Trebuia să spui mulțumesc. Se pare că cuvântul ăsta este greu de pronunțat alături de îmi pare rău, te rog să mă ierți. Și cuvântul mulțumesc este foarte greu să-l pronunțe oamenii nemulțumitori. Cineva a spus că nemulțumitul vede lumea asta ca o pizza, ca o pizza așa mare, și dacă tu mănânci ceva din pizza asta, lui o să-i rămână mai puține bucăți. Asta este clar. Cu cât mănânci mai multe bucăți, lui o să-i rămână mai puțin. Asta e modul în care vede nemulțumitul lumea. De aceea el bombănește, el nemulțumit, este nefericit, pentru că pizza asta nu ajunge la toată lumea și tu ai mâncat cam mult. Lui nu i-a ajuns cât crede el că merită. Comparându-se cu alții, se simte nedreptățit, pentru că el crede că lui se cuvin toate lucrurile. De fapt, este un fel de orbire, dacă vreți, a nemulțumitului. Nemulțumitul are un fel de orbire. El nu vede ce privilegiu minunat este să trăiești și să ai ceea ce ai. El nu vede că oamenii minunați din jurul lui sunt lăsați de Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru el. Nu? El nu vede ce privilegiu extraordinar i-a dat Dumnezeu să aibă o familie, să aibă soție, copii, să se bucure de ceea ce a dat Dumnezeu. El nu vede cât de bun e Domnul cu el în fiecare zi. Nu apreciază dragostea celora din jurul lui. Nu apreciază eforturile pe care le-a dat Dumnezeu și oportunitățile în viață, nu? Dumnezeu a dat oportunități deosebite ca să slujească lui Dumnezeu și altora. Dar haideți să vedem oameni care au știut să mulțumească, oameni recunoscători din Biblie. Să știți că Dumnezeu a instaurat în Israel acele jertfe de mulțumire cu un scop, să dezvolte în poporul lui această caracteristică extraordinară de a fi recunoscător, de a mulțumi lui Dumnezeu. Știți că sunt peste 90 de versete din Vechiul Testament care vorbesc despre jertfele de mulțumire? Foarte mult material este în Scriptură despre jertfele de mulțumire.
O caracteristică a jertfelor de mulțumire, mulți dintre noi când auzim de jertfă, credem că, domnule, e un animal care se taie, se pune pe altar și se arde și e un fum plăcut, miros plăcut înaintea Domnului. Nu întotdeauna, alea sunt foarte rare în Vechiul Testament. Majoritatea jertfelor sunt o carne care se frige sau se fierbe și se împarte cu ceilalți. Jertfele erau un fel de pari, de petrecere. Când aduceai o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, eu știu, un ied, un vițel, un taur, eu știu, îți adunai toți prietenii și rudele și consumau toți mâncarea aceea care se jertfea înaintea Domnului. Poate că în bisericile noastre ar trebui să cultivăm un pic spiritul ăsta, că noi vorbim de mese de dragoste, dar ar trebui să fie un fel de mese de jertfă de mulțumire, nu? Când Domnul îți face un bine, nu? Ia bucură-te împreună cu frații, ia dă o pizza la toată lumea, nu? Ia cheamă pe toată biserica la un pari, nu? Bucură-te împreună cu frații, pentru că asta este scopul de a mulțumi lui Dumnezeu. Bucură-te împreună cu biserica lui Hristos. Poate facem ceva obiceiuri noi, Alin, ceva jertfe de mulțumire în biserica asta. Iată ce spune Leviticul 22, versetele 29 la 30. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire pentru a învăța ca să fie mulțumitori, nu? Să o aduceți așa ca să fie primită, spune Domnul. Ca să fie primită. Ce înseamnă asta? Păi, nu du un ied din ăla cu trei picioare. Nu? Sau cine știe ce alt animal bolnav, nu? Dai de mâncare curcanul de anul trecut, nu? De la Thanksgiving, nu? Du ceva proaspăt, ceva bun ca să fie primit, nu? Fă o jertfă ca să fie primită și de prietenii tăi, dar și de Dumnezeu, nu? Vita să se mănânce în aceeași zi, să nu lăsați nimic din ea până a doua zi. Dimineața, eu sunt Domnul. Dacă mergem mai departe, descoperim că poporul lui Israel a practicat mulțumirea aceasta după sfințirea templului. Când au sfințit templul, au adus Domnului jertfe de mulțumire și au mulțumit lui Dumnezeu. În a 23-a zi a lunii a 7-a, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor care era vesel și mulțumit de binele pe care îl făcuse Domnului David, lui Solomon și poporului său Israel. În urma jertfelor de mulțumire, a sărbătorii, poporul a plecat mulțumit, a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care a primit-o. Am putea să ne uităm la viața lui David, care a practicat foarte des mulțumirea față de Dumnezeu. Sunt o serie de psalmi. Facem o mică pauză aici. Uitați în psalmul 42 cu versetul 4. Mi-aduc aminte și învârs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurați de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire. Noi foarte repede trecem peste cuvântul ăsta. Oamenii aceștia strigau nu numai de bucurie, ci erau mulțumiți, mulțumeau lui Dumnezeu a unei mulțimi în sărbătoare, zicea el. Mi-aduc aminte de zilele acelea când întregul popor mulțumea lui Dumnezeu. Biblia Fidela, de exemplu, traduce foarte corect Psalmul 100 cu versetul 4. Noi când citim în limba engleză, vorbim acolo despre binecuvântări, nu? Și despre mulțumiri. Ce intrați pe porțile lui cu mulțumire și în curțile lui cu laudă. Mulțumiți și binecuvântați numele. Ce să mai spun de Psalmul 107, versetul 21. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiul oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie, spunea David. David a fost un om care a știut să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce el a primit. Iată că îl găsim pe Neemia
după ce reconstruiește templu și reintroduce cântarea de laudă și de mulțumire în templu pe care el l-a construit. Neemia 12, 45 la 46. Cântăreții și ușerii împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon, căci odinioară pe vremea lui David și a lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Noi avem formații de laudă și închinare. Ar trebui să poate să introducem și mulțumire, nu? Să avem și cântări de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru binefacerile care ne le-a dat Domnul, nu? Găsim apoi la Apostolul Pavel o întreagă teologie a mulțumirii, dacă vreți. Spune că atunci când a întâlnit pe creștinii din Roma, pleca la Roma, arestat, nu? Fapte 28:15, spune că atunci când i-a întâlnit pe frați la forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, se pare că strămoșii noștri romani aveau și ei obiceiuri din astea, așa, frații care au zisere despre noi, când i-au văzut pe Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Pavel a mulțumit lui Dumnezeu că s-a întâlnit cu frații, domnule, s-a întâlnit cu frații. Ce lucru extraordinar! Apoi, o declarație foarte specială a sa din Filipeni, capitolul 4, 11 și 12. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug și tot pot totul în Hristos care mă întărește, spune el în altă parte. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și în lipsă. Wow! Asta este atitudinea unui om mulțumit, mulțumitor lui Dumnezeu, încrezător în purtarea de grijă a Domnului. Ce să mai spun, că el spune în 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și ascultați, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Wow! Deci, dacă vreți să știm care e voia lui Dumnezeu, este să avem o atitudine de mulțumire. Doamne, slăvit să fie numele Tău, mulțumesc pentru toate lucrurile. Lumea în care trăim noi este o lume care cârtește, o lume nemulțumită. Deși americanii spun că nemulțumirea este motorul progresului industrial american, nu? Suntem nemulțumiți de mașina asta, trebuie să facem una mai grozavă. În al doilea rând, am vrut să discutăm despre cârtitori. Oamenii sfârșitului sunt niște cârtitori. A cârti înseamnă a-ți vocifera nemulțumirea. A-ți vocifera nemulțumirea. Aici vreau să vă spun că trăim un fel de paradox al zilelor noastre. De când cu media asta socială, cu YouTube și tot ce vreți, și Facebook, apar o serie de nemulțumiți care își ventilează nemulțumirile în aer, nu, la toată lumea, în numele spiritualității. Ei sunt foarte nemulțumiți de corupția fraților, de ăla, de evanghelistul ăla. Auzit, măi, ce-a făcut alalat. E îngrozitor. De fapt, oamenii ăștia sunt nemulțumiți de propria lor soartă. Și ca să-i bage cineva în seamă, că de-aia suferă, nemulțumit, că nu-i băgat în seamă. Atunci, trebuie să faci ceva neobișnuit, nu? Te apuci să împuști un elefant, nu? Te legi de elefantul ăla și atunci toată lumea zice, bă, ce vânătorul extraordinar, a tras într-un elefant, domnule, nu? Și atunci sunt suficient de mulți elefanți și în cultul nostru pentecostal și celelalte culte, nu? În care să-ți înfigi săgețile pe YouTube și pe Facebook, nu-i așa? Vociferările acestea sunt vociferările unor nemulțumiți.
Și astăzi, media socială le creează o platformă extraordinară acestor nemulțumiți să-și ventileze otrăvurile în public. Aș vrea să începem cu un verset din Numeri 14, 21, 23, două versete foarte importante, practic trei. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar cât este adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei care au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut eu în Egipt și în pustiu, și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților mei că le voi da, și anume, toți cei care m-au nesocotit nu vor vedea, spune Domnul. Am zis că poate ar fi un studiu biblic extraordinar de important să luăm cele 10 ispitiri pe care Israelul le-a făcut lui Dumnezeu în pustie. N-au fost decât 10 vociferări, 10 cârtiri, 10 proteste împotriva lui Moise, Aaron și mai ales împotriva lui Dumnezeu. Ba nu le-a plăcut mâncarea, ba apa n-a fost bună, ba pustiul a fost cum a fost. Mana asta era, a devenit o mană proastă, o mâncare proastă, ni s-a scârbit sufletul de ea. Teribil. Să nu mai spun când au văzut Canaanul și au zis, măi, așa niște uriași sunt acolo, că noi suntem niște goange din alea mici față de uriașa aia, nu? Suntem niște lăcuste față de ei. Dumnezeu s-a săturat de cârtitorii ăștia și le-a spus, o să muriți aici în pustie și doar copiii voștri o să intre în țara promisă. Și așa s-a întâmplat. Cârtirea evreilor a fost pedepsită foarte aspru de Dumnezeu. Iată ce spune în Numeri 14, versetul 29. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și pe care, și care a scârtit împotriva mea, spune Domnul. Trupurile voastre. Ne-ați adus să murim aici. Dumnezeu a zis, nu, o să aranjăm exact asta. O să muriți aici, în pustiul ăsta. Gândiți-vă ce aspru a pedepsit Dumnezeu cârtirea acestor oameni. În Numeri 11, cu versetul 1, din nou, poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului. Deci nu așa niște șoapte, niște bârfe așa între frați la ieșirea din biserică, nu? Au țipat, au strigat, au comentat în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins de între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Apostolul Pavel în Corinteni 10 cu 10 spune așa în 1 Corinteni, să nu cârtiți cum au cârtit ei, unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Să nu aveți exact aceeași soartă, aveți grijă, spunea el, chiar dacă sunteți în Noul Testament, să nu faceți ce au făcut ei, pentru că o să pățiți ce au pățit ei. Dar haideți să vedem puțin mai profund diagnosticul acestei nemulțumiri, să vedem ce se întâmplă cu ea. Cineva a spus că dacă nu ești mulțumit de ceea ce ai acum, nu vei fi mulțumit dacă vei obține ceea ce ți-ai dori să ai. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai acum, nu o să fii nici cu ceea ce eventual dorești să ai. Cheia pentru a nu râvni la ceea ce au alții este să fii mulțumit cu ceea ce ai deja. Ok? 6 indicii că ai o atitudine de nemulțumire. Hai să vedem, să trecem prin grila asta, să vedem dacă se întâmplă cu noi sau nu, dacă suntem nemulțumiți sau nu. Ia să vedem. Numărul 1, ești nemulțumit când cârtești și te plângi mult. 1 Corinteni 10 cu 10. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul.
Doi, când devii invidios pe ceea ce au alții, când ești invidios pe ceea ce au alții, ce mașină are man, extraordinar, ce casă, ce, eu știu, ce diplomă, ce haine, poșete, mai ales acum la femeie, nu? Iertați-mă că am o răfuială cu asta, scapă din când în când. Fiindcă mă tem, spune Apostolul Pavel, ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc eu însumi, să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, care înseamnă invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări, tulburări. Nu vreau să vin la voi și să vă găsesc niște invidioși, ok? Pentru ceea ce au alții, ceea ce sunt alții. Dacă ești invidios pe ceea ce sunt și au alții, ai o problemă cu nemulțumirea. Numărul 3. Când ești obsedat de posesiunile tale, când începi să fii posedat de averile și de banii tăi. În Luca 12, de la versetul 16, Domnul a spus pilda aceea extraordinară. Zice, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, înveselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Pilda aceasta ar trebui să o studiem mai de aproape, mai ales noi care trăim în America și suntem fascinați de averi, de bani, de case, de business-uri, de... și așa mai departe. Pentru că începem să devenim prea preocupați de posesiunile noastre și în ultima instanță devenim posedați de posesiunile noastre. Ele ne posede pe noi, nu noi pe ele. 4, indiciu 4, când devii zgârcit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Proverbe 28-22. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Pismaș înseamnă invidios, nu? Devenim zgârciți. Vrem să ne îmbogățim, nu împărțim cu nimeni, e al nostru. Nu? Cineva a spus că cel căsut între tâlhari, din pilda aceea Domnului, acolo sunt trei filozofii de viață. Este filozofia tâlharului care zice ce al tău e al meu și am să pun mâna pe el cu orice preț. Este, pe urmă, filozofia samariteanului care zice ce e al meu, e al tău și îmi face mare plăcere să împărtășesc cu tine. Atunci când te posedează posesiunile, devii foarte zgârcit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu vrei să împarți cu alții. Numărul 5. Când începi să dai lui Dumnezeu resturile, să dai lui Dumnezeu ceea ce rămâne, ceea ce poți să renunți ușor la ele. Este un capitol aproape întreg în Maleahi, capitolul 1, versetele 6 la 14. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Zice, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său, dacă sunt tată. Unde este cinstea ce mi se cuvine, dacă sunt stăpân? Unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am ne socotit noi numele tău? Cu faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit.
Când aduceți o jertfă, o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta? Oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de vita ta șchioapă? Nu? Și ultima, numărul 6, un indiciu că ești nemulțumit este că iubești lucrurile și folosești oamenii, în loc să folosești lucrurile și să iubești pe oameni. Îi folosești pe oameni ca să acumulezi lucruri. În Romani 13, versetul 8 la 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Când suntem nemulțumiți, atunci folosim oamenii să căpătăm lucruri. Dacă suntem oameni mulțumitori, atunci folosim lucrurile care le avem ca să iubim pe oameni, să-i ajutăm pe oamenii din jurul nostru. Este o poveste interesantă, zice că cineva s-a săturat de casa în care locuia, după ce a văzut ce casă extraordinară au prietenii lui, nu? Așa că s-a dus să angajeze un agent de real estate, de imobiliar, i-a pus casa pe piață, nu? Și după asta a început să caute și el pe internet și pe liste tot o casă nouă pe care să o și-o cumpere. Și într-o zi a dat peste una care în sfârșit i-a plăcut foarte mult, l-a căutat pe agentul acela care a spus: domnule, dar asta este casa dumneatale în care locuiești acum. Bineînțeles că agentul știu să-i facă niște poze grozave, să o laude, să spună lucruri frumoase despre ea, nu? Haideți să vedem ce am putea face cu nemulțumirea. Cum am putea corecta, nu? Cum am putea să ne vindecăm oare de nemulțumire? Iată câteva moduri foarte practice prin care am putea să ne vindecăm de nemulțumirea care o avem. Numărul 1, păzește-ți inima. Ai grijă, verifică-ți inima, du-te la un doctor de inimă. Eu am fost și știu despre ce e vorba. Verifică-ți inima să vezi ce se întâmplă cu ea, că toate pornesc de acolo. În Proverbe 4:23, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: păzește-ți inima cu toată privegherea, căci din ea țâșnesc izvoarele vieții, spune o altă traducere decât a lui Cornilescu. Păzește-ți inima mai mult decât orice, cu toată privegherea. Un teolog, Evi Meyer, a spus astfel: mulțumirea, zicea el, nu constă în a adăuga mai mult combustibil, ci în a lua niște foc. Nu ai nevoie de mai mult combustibil pentru mulțumirea ta. Ai nevoie de un pic de foc, să pui foc la ea, să o pui pe foc. Epicur a spus: dacă vrei să faci un om fericit, nu adăuga la posesiunile lui, ci ia-i dorințele. Umblă la dorințe, la aspirații. Poți să fii mulțumit dacă dorești mai puține lucruri, nu? Poți să fii mulțumit și mai ieftin decât să vrei mai mult, să muncești mai mult, nu-i așa? Numărul 2, recunoaște că lucrurile, posesiunile sau oamenii nu te vor satisface în cele din urmă. Niciodată nu o să capi satisfacție pe deplin prin posesiuni și oamenii din jurul tău. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 5:10.
Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos de ea. Și aceasta este o deșertăciune. Erwin Lutzer, pe care l-am cunoscut, a fost păstor la Moody Bible foarte mulți ani și ne-a vizitat biserica când eram păstor în Chicago. El a spus vorba aceasta: cheia mulțumirii nu este să ai tot ce dorești, ci să dorești tot ceea ce ai. Să-ți dorești ceea ce ai, să vii acasă cu bucurie la lucrurile care le ai. Să le dorești pe aceștia, nu să dorești ceea ce nu ai. Numărul 3, caută calea de evadare din lăcomie. Încearcă să scapi de lăcomie. Nimic nu vindecă mai mult lăcomia decât dăruirea, pentru că pofta nu poate trăi într-o inimă generoasă. Okay? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 20, versetul 33 la 35. Nu am râvnit la argintul sau aurul sau îmbrăcămintea nimănui, spune Apostolul Pavel. Amintindu-vă cuvintele Domnului Iisus, cum El însuși a spus, e mai ferice să dai decât să primești. Când se despărțea de frații din Milet, Pavel a spus, n-am luat de la nimeni nimic, n-am dorit nimic din tot ce aveți voi. Este extraordinar să poți să-ți iei un asemenea rămas bun, nu? Și ultimul gând, numărul 4, dorește cu sinceritate pe Domnul și mântuirea Lui. Trebuie să ne redirecționăm dorințele și să renunțăm la multe dintre ele. Iisus ne vrea cu mai puțină dorință în lumea asta pentru lucrurile din această lume, ci mai multă dorință pentru El și împărăția Lui. În Matei 6:33, El ne-a spus foarte clar, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, pe deasupra. Asta am vrut să spun astăzi în legătură cu acest cuvânt, cu oamenii nemulțumitori, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fim printre ei. Viața asta este scurtă. Știți că tot ce acumulăm, tot ce avem rămâne aici? Eu am mai spus povestea asta și am să mai spun încă o dată, pentru că pentru mine a fost așa un fel de semnal de alarmă. Când ne-am mutat în Arizona, fiind constructor, am vrut să repar case și să mai facem extra money pentru mine și copiii care erau la college și mai ales că voiam să le dau de lucru, să fiu cu ochii pe ei. Cornel Toma era real estate în perioada aceea și era membru în biserica noastră și mi-a spus, uite, Petrica, a apărut o casă de vânzare, nu departe de mine, zice, și va fi pusă pe market de-abia mâine. Zice, dacă vrei, astăzi mergem, putem să o vedem. Dacă ți-o trebuie, aranjăm și o cumperi. Am intrat prin ușa din spate, Cornel avea cheile. Spre surprinderea mea, încă becurile ardeau, veiozele peste tot, două computere încă mergeau pe două birouri și casa era plină de cărți. Ispita mea de o viață au fost cărțile și era să cumpăr casa aia pentru cărți. Că atâtea erau acolo. Și, mă rog, după ce m-am uitat peste tot, am văzut despre ce este vorba, fiind constructor, știam cam ce reparații trebuie făcute și erau cam multe și scumpe și nu aveam bani și erau prea greu de făcut. N-am cumpărat casa, am plecat. Dar a doua zi am trecut pe acolo de întâmplător pe strada aia și am văzut un dumpster din ăla mare și am văzut niște mexicani care veneau, unul venea cu computerul pe umăr și l-a aruncat în cutia aia de gunoi. Pe urmă am venit aia cu brațuri întregi, cu baxe de cărți și le aruncau acolo. În câteva ore, mexicanii aceia au golit toată casa cu toate hainele bătrânilor. Probabil au venit băieții și i-au luat pe bătrâni și i-au dus la ceva casă de babe, cum zicem noi românii.
că aveau nevoie de bani și de casă, nu? Eu fi declarat că nu mai sunt responsabil, că așa se întâmplă, nu? De aceea, puneți-vă bine cu copiii până nu fac asemenea declarații. Și i-au dus pe bătrâni la azil și au luat casa și au golit-o mexicanii de tot ce a fost. Știți ce mi-am gândit? Doamne Dumnezeule, acolo să ajungă toate cărțile mele, la calda aia de gunoi la care merg cărțile lui bătrânii aia? Asta mă așteaptă? De atunci când intram de fiecare dată în casă și vedeam biblioteca, mă gândeam la halda de gunoi de la marginea orașului, nu? Știți că acolo merg aproape toate lucrurile? Rochile alea frumoase, surorilor, ia? Pantofii aia grozavi. A fost cu soția la cineva care ne-a arătat că avea 365 de perechi de pantofi, zice, o pereche pentru fiecare zi din an. Ne-am îngrozit. Da, oamenii aveau bani, nu, îți cumperi pantofi, nu, dacă ai bani. Un pantof nou pentru fiecare zi din an. Știți că acolo se duc toate astea? Știți unde merg poșetele alea de 10.000 de dolari? La halda aia de gunoi, de acolo. Ia. Și mașina aia mare, grozavă. Tot ce avem se duce acolo. De? De aceea aș vrea să ne gândim în seara aceasta foarte serios, să ne reevaluăm atitudinea față de binecuvântările care ne le-a dat Dumnezeu și să fim mulțumiți și mulțumitori lui Dumnezeu pentru ele. E așa de ușor să fii nemulțumit într-o lume nemulțumită, nu? Care protestează de dimineață până seara. Toate știrile ce le auzi sunt numai lucruri negative ce se întâmplă, nu? Și îți vine să pleci din lumea asta. Haideți să cultivăm o atitudine de mulțumire, de recunoștință și să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, pentru ceea ce suntem. Pentru sănătatea, chiar așa mai cârpită cum e. Pentru mașina aia care încă merge, okay? Pentru casa în care locuim, pentru copiii noștri, pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu în lumea asta. Cred că e un moment bun să încheiem cu o rugăciune de mulțumire. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului și pentru seara aceasta.